Ce aleg? Resurse educaționale pentru clasa pregătitoare la disciplina dezvoltare personală. Azi, în drum spre școală, m-am întâlnit cu Ana și Andrei, doi frați din clasa pregătitoare. Ei mi-au povestit cum s-au jucat ieri la școală. Vrei să te joci și tu acel joc? Pe banca ta, doamna învățătoare ți-a așezat două cartonașe, unul verde și unul roșu. Aceste culori le vedem și la semafor. Verde înseamnă da, poți să treci, roșu înseamnă nu, sau nu acum. Astfel, tu îl vei ridica pe cel verde atunci când este adevărat ceea ce voi spune și poți să faci acel lucru la școală, iar pe cel roșu, când activitatea prezentată nu o poți face la școală. De exemplu, dacă eu spun în timpul orei, ridic mâna când doresc să răspund. Ce cartonaș vei ridica? Roșu sau verde? Pe cel verde, așa este. La școală, în timpul orei, e bine să ridici mâna dacă dorești să spui ceva. Să continuăm jocul. Fii atent să ridici cartonașul potrivit. Doamna învățătoare va observa de fiecare dată când vei răspunde corect. La școală. Învăț să scriu. În timpul orei folosesc bicicleta. La școală, învăț să desenez și să colorez frumos. Când sunt la școală, pot să mă joc cu câinele meu. În timpul orei, mă joc cu jucăriile. La școală, învăț să citesc. La ora de matematică, învăț cifrele și să calculez. Ana m-a întrebat dacă a răspuns corect, ridicând aceste culori la fiecare imagine. Ce-i spune Anei? Eu am felicitat-o pentru că a răspuns corect. Tu ai răspuns altfel? Dintre activitățile numite, cele cu cartonașul verde, le faci zilnic la școală. Ele te ajută să înveți să scrii, să citești, să socotești, să desenezi frumos. Ana mai are nevoie de ajutorul tău. A primit o fișă în care trebuie să încercuiască imaginea care îi arată cum ar fi bine să facă atunci când scrie, citește sau desenează. Doamna învățătoare a așezat pe banca ta această fișă. Privește-o cu atenție și încercuiește răspunsul corect de pe fiecare rând cu imagini. În prima imagine, din primul rând, fetița colorează la masă, în a doua imagine fetița colorează stând în pat, iar în a treia pe o bancă. Care dintre cele trei imagini îți arată unde ar fi bine să stai când desenezi sau colorezi? Prima, așa este. Încercuiește prima imagine de pe primul rând din fișa ta. Pe al doilea rând este desenată o masă de birou pe care sunt așezate diferite lucruri. În care dintre imagini crezi că masa de birou este pregătită pentru a putea scrie corect și frumos? Încercuiește imaginea. Tu pe care ai încercuit-o? Eu i-aș spune Anei că a treia imagine este răspunsul corect pentru că înainte de a începe să scrii, trebuie să îndepărtezi de pe masă lucrurile de care nu ai nevoie. Jucării, mâncare, alte cărți sau obiecte care nu sunt necesare în acel moment. În cel de-al treilea rând de pe fișă, care imagine ne arată că vei putea citi fără să fii deranjat? A doua imagine ți arată că atunci când citești, pe masa ta nu e bine să se găsească alte obiecte: laptop, consola pentru jocuri, boxe sau telefon, iar televizorul trebuie să fie oprit. Ana va fi bucuroasă pentru că ai ajutat-o să găsească răspunsurile corecte, și pentru că a învățat de la tine că e indicat atunci când scrie sau desenează să stea pe un scaun la masă. Să își păstreze pe masa la care învață doar lucrurile de care are nevoie, și atunci când scrie sau citește, să oprească televizorul, să îndepărteze telefonul, laptopul sau alte obiecte care ar putea să o deranjeze sau să facă zgomot.